We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. Bună dimineața! Este chiar bună. Că am dormit bine, am dormit și mai mult. Și este și soare. A ieșit în sfârșit soarele, că de 2-3 zile nu l-am mai văzut. Am făcut cafeaua în cara mea, cea nouă de Crăciun de cafea. Și mă gândesc să ies puțin cu Iris afară, pentru că Rebe este cu Lucian la not. Este ultima ședință de not pe anul acesta, pentru că apoi va intra sala în renovare. Dar mă gândesc că parcă e prea dimineață, așa că să mă apuc să fac repede mâncare și apoi să ieșim afară. Voi ce faceți? Cum a început decembrie la voi? Bau! Bau, Iris! Bau! Azi spunem lenjeria cu Moș Crăciun! Și de luni o să mă apuc să o fac și pe cea pe care am luat-o. Plus că va trebui să mă să-mi caut draperii și perdea. De-abia aștept să începem. Hai! Să vedem dacă îți place ce-i între ei. Tu știi ce-ai pus? Nu mai țin minte ce-am pus. Îmi spune că se vede întunecat. Ce... Lipici, trebuie să fie lipici. Cu sclipici. Cu sclipici, da. Asta e lipici cu sclipici. Lipici cu sclipici. Uite ușor cu ele, da? Nu le lași la îndemână. Da. Hai să punem cutia sus. Hai să punem cutia sus. Hai să vezi ce ai și la ăsta. Da, da, și la ăla. Care-i trăiul eu? Trăiul găsesc eu acolo. Aprinde-și tu becul, te rog frumos. Lasă că-l lasesc eu acolo! Tu îl găsești că nici nu l-am văzut ce ai. Nu stai asta deschisă, uite, de aia. Care-i trei? Ăsta-i patru. Uite pe trei aici. Acolo? Ia nu uite. Filmezi, da. Nu, trebuie tăiate cu cuțitul. Vrei să te ajut? Ai, că te-ai descurcat. Ți-a plăcut la not azi? Da. Te mai duci? Păi vine vacanța, unde să mă mai duc? La anul? Da, la anul. Băgăm un deci, așa. La luni, așa. Am dreptate! Azi e Ferrero, dar pot să mănânci. Deci de data asta, de data am pus, că prima oară am zis că o să fie Moncherii. Este. Apoi am zis că o să fie astea, așa, dar nu Ferrero. Și la trei am zis că o să fie Ferrero și am ghicit pe toate trei. La pasta ai mâncat-o? Da. Și e bună? Da. A fost bună? Bine, gata pe ziua de azi. Mulțumită? Nu. De ce? Vreau să mai schimb. Bine. Bine. Este 4 fără 10, nu mai e soare, nu mai e soare de ceva timp. Am băgat două mașini la spălat. Am făcut curat în baie, am făcut și ceva de mâncare, trebuie să spăl și aragazul, dar nu îl spăl acum. Acum vreau să fac colecția mea de căni. Le-am spălat aici, le-am scos. Le-am spălat eu mai devreme, dar am dat de mâncare la copii, în fine, am făcut una alta. Acum vreau să fac ordine aici, să reorganizez cumva. Ăsta era mai în capăt, dar l-am scos. Mă gândesc cum să fac.
ca să păstrez și asta de cafea, să las și ceaiurile aici, ca să nu le mai pun sus, că uit de ele, ce-i drept. Așa, dacă le văd la îndemână, pot să-mi fac și aici, de fapt. Curge apă fierbinte chiar și îmi pun o cană de asta de cafea și vreau să le pun aici, aproape. Aici mai am castane, că nu le-am mâncat, ea chiar să le mâncăm azi, mâine, bine, dar eu mănânc și mama, dar n-am mai mâncat, în fine. Lumânările, să văd cum le organizez, așa că ne apucăm de treaba, dar mai întâi trebuie să fac ordine și apoi să le organizez. Le-am aranjat așa în mare. Nu prea îmi place mie cum sunt. De asta voiam aici dulapul acela. Pentru că n-am nici lumină foarte bună. Pentru că îmi rămâne spațiul ăsta de aici, de la primul raft până jos, foarte mare. În fine, am pus aici fructele, aici bomboanele, aici mai are Rebecca niște bomboane. Ăsta așa, dar nu-mi place cum e aici, adică dacă l-aprind... dăm fructe. Aici aveam placa aceasta de lemn, este luată de la Jumbo, am mai folosit-o eu la brânzeturi și am pus acum nucile pentru că fac mizerie până când le sparg să fie pe asta. Aici mi-au rămas niște recipiente, ăsta de la o lumânare și ăsta de la creme brulee de la Lidl. Am zis că le folosesc eu la niște ornamente, vreau să fac, mi-am propus să fac niște decorațiuni din capsule rămase de la cafea. O să urmeze un clip cât de curând, dacă îmi ies. Bine, îmi ies, nu-mi ies, eu oricum le fac, vreau să fac o coroniță pentru la cimitir, ca să nu există riscul să o fure pe românește. Așa, aici mi-a rămas pătat, de când am avut expresorul aici mai de mult, mi-a rămas pătat blatul, nu știu cu ce să-l scot, am încercat cu tot felul de soluții, trebuie să mai insist cumva. Bun, astea o să le folosesc. Și aici, îmi las aici ceaiurile. Inițial am zis că pun și capsulele de subt, dar nu merge. Astea le-am lăsat la spălat să le spăl. Le-am spălat să-mi las curs. Așa, și o să-mi pun cănile de cafea aici. Mi-a prins lumânările. Asta deja s-a terminat și am schimbat-o. Aia vă, nu știu, cred că a stins-o Rebecca. Mai de mult de nu s-a terminat azi. Și asta am un ceainic mic, primit de mult. Chiar își dorea Rebecca un ceainic. Așa că o să-l folosim pe acesta momentan. Nu are capacitate foarte mare. Practic este cât o cană de Crăciun. Dar o folosim. Vedem noi cum. Eventual cu lapte fierbinte și punem peste ciocolată. Vedem. Aprind lumânările și mă apuc să pun cănile, să vi le arăt. Mi-am aprins lumânările, pot să filmez liniștită. Am o obsesie cu lumânările acum în decembrie, nu știu de ce. Am văzut ceva aici pe cameră. Este ceară. Cum naiba deja am dat ceară? Da, trebuie să șterg. În fine, o să le iau aleatoriu. Vă arăt doar noutățile de anul acesta. Restul sunt de acum 2 ani sau anul trecut. Unele sunt cumpăratele, unele sunt primite. Asta știu sigur că este din Pepco, pentru că modelul acesta este și anul acesta. Bineînțeles,
Sunt și în alte magazine, dar știu că asta este din Pepco, sigur. O să le pun așa. Eu sper să-mi încapă toate, deși nu cred. Văd că asta se cam mișcă. Top. Dacă vreau să iau alta, dar mi-a picat asta în mână. Asta o am, nu știu de unde. Cred că e primită totuși cadou. Cred că e de la Jumbo, că am impresia că Jumbo are și, ziceți, părțile acelea pentru... Zi, Rebecca. Foliile alea de pus pe masă. În fine, tot așa, parcă cu modelul acesta. O mai am și pe aceasta mare. Bine, ele nu sunt doar ale mele. Sunt în combinație cu Lucian și cu Rebecca. Iris încă nu bea din cană, așa că nu putem să o includem. Am zis, eu m-am gândit când am zis colecția de căni, că, na, sunt mai mult de 3, înseamnă că e colecție, nu? Eu așa cred, în vedere că, uite, nu știu câte sunt, nu le-am numărat, dar am să le adun pe toate într-un loc, să ne fie mai ușor să le luăm. Asta este cu Moș Crăciun, cu Ren, Merry Christmas, e veselă. Sunt, după cum am numărat eu, cred că sunt 10. 10, uite, le punem pe astea mari. Asta sigur este a Rebecca-i. Ți minte? Da. Nu știu de unde o avem. Cred că e primită. Da, am primit-o, cred că de la... Mama, da? Este din plastic. Așa, nu se sparge. Silicon special. A, da, silicon, plastic. Plastic, silicon, nu știu, e destul de tare. Siliconul este mai moale. Încă una cu elf, ren, Moș Crăciun, om de zăpadă. Asta am primit-o. Asta am primit-o anul trecut. Așa că încă mai au apă în ele. Astea sunt cele pe care le am acum, le avem acum. Dar sigur se va mări colecția, sunt sigură. Asta cred că e din Jumbo. Văd bine, da, asta e din Jumbo. Ho-ho-ho. Asta mi se pare că a primit-o Lucian, dacă țin eu bine minte. Am ținut minte că e cureaua cu burta. Am asociat-o. Așa. Asta am primit-o anul trecut. Merry Christmas. Și asta e frumoasă. Toate sunt de Crăciun, adică ele nu se pot folosi și în... Le mai scurt puțin. Și în restul anului. Deci se vede clar că sunt de Crăciun. Și ce mai am? Asta avea un capac. Da, ia să văd. Avea și capacul acesta. Asta, așa. Hmm? Să o pui de sub sau să pui lângă un biscuite, un fursec. Și să începem, asta este veche, v-am mai arătat-o eu, este veche de cafea, de la Jumbo luată, dar s-a făcut urțică înăuntru, dar eu încă o să o folosesc. Și o să mi-o pun așa, pentru că asta o folosesc zilnic. Asta sau aceasta, asta este cea mai nouă, nu, asta și cu astea l-am luat în același timp. Asta am luat-o de la Cora, special pentru cafea. Anul acesta avea încă vreo 4 variante, la 12 lei, 11 lei și ceva. Adică mi-au încăput. Și cana asta minunată cu picioarele de spiriduș. Eu când am fost prima dată, v-am mai zis, eu prima dată când am fost la Pepco, cel din Vivo, aveau o grămadă, o grămadă aveau, și verzi și roșii, chiar am filmuleți, dacă e să nizerez aici. Și nu mi-am luat atunci, că am zis că am destule căni, o să mai primesc, e mare, eu voiam una de cafea mică, și atunci am zis pentru ce să-mi iau. Da. Și pe urmă n-am mai găsit-o. Și asta am găsit-o la Cora Brătianu. Și mi-am luat-o. Bun, o punem și pe asta aici. Și astea sunt toate cănile momentan de tematica de Crăciun, pentru ceai și cafea. Astea două de cafea, bine, cappuccino, chestii, de bea aștept să începem să bem. Îți place, Leve? Bine, da. E bine așa? Mm-hmm. Vezi, avem ceai și am pus și ceainicul tău acolo. Ceainicul tău, al nostru, da. Am pus acolo. Dar știi care e o problemă? Mm. Că dacă, uite, sunt frumoase și toate sunt frumoase. Da. Și dacă vrem cineva, cum ar fi eu, să iau canul din spate. Ca să vedeți ce face Rebecca, da. Așa. Zi, o cana din spate. Te zi la pe tare jos. Nu. O iei așa din spate. Pac. Ca un robot, știi? Pac. A, ca alea. Știi că vrei să iei de papițoie de la alea când bași banii și vrei, da, să iei, să agăți cu cleștele și nu reușești? Vezi, acum ai exersezi la cană. Puc. O iei. Da, nu. Alea sunt... aici e totuși, într-o parte aici este chestia aia. Deci faci buc, buc, buc. Mhm. Mergem la târg? Hai să ne îmbrăcăm. E 4:15. Să dăm o tură afară, să vedem și luminițele. Ce ai tu în gură? Ce e aia? E o jucărie. O jucărie. Medicament la doctor. Da. Și eu mi-am făcut o cafea, dar nu mi-am făcut în cană de Crăciun, că erau spălate și am zis că le lasă să se scurgă, să fie spălate când fac clipul. Vezi că era o gâză acolo. Unde? Era pe aici. Du-te, mă, ce gâză visezi. Nu, mă, se învârte pe aici, așa, se învârte? Așa, stele verzi. Ah. Da.
Am zis astăzi că vreau să decorez ușile. Astea trei uși. Dar acum să mergem la Târgul de Crăciun din Constanța. Și am auzit că se mai amenajează undeva. Unde? Nu știu, o să mergem în altă zi. Wow, ce-a deschis. Da, dar momentan mergem la târg să vedem ce e pe acolo. Zi. Pe zi, bine. Acum noi o să le prezint colecția mea de magneți cu mine. Asta e de... asta e prima și asta e ultima. Asta e de Crăciun, tot de Crăciun, tot de Crăciun. Asta e de primăvară, asta e de... Asta e tot de la grădință, doar asta? Asta e de la școală, nu? Și asta e de la școală. Da, astea două sunt dubluri. Suntem la o mamaie. A, da, chiar dacă mă duc astăzi. Dar cred că are și mamaie, cred că ți-a făcut patru ăla. Nenea ăla când v-a făcut. Nu, nu, că știu că am fost odată cu tati la mamaie și am întrebat și n-avea. Mamaie nu ți-are, nu știu, te uiți la mamaie. Sper că și mamaie n-are. Sensiu, sunt mai multe. Da. Hai să întâmplă că ți-a făcut ghiozdanul? Nu, dar mă sui pe masă și mănânc lentile. Du-te și fă-ți ghiozdanul, Rebecca, ca să putem să plecăm. Când 5 minute l-ai terminat. 5 minute termin și astea. Da. Deci fii atent, este și 11 la și 25, ești gata și cu clementinele și cu ghiozdanul, da? Suntem aproape de Târgul de Crăciun și am găsit aici la Mangia Mangia, super amenajat. Și fac poză Rebecca-i. Hai, du-te și la mine. Stai acolo lângă spărgător, așa. Nu prea se vede. Ah, a început ăsta de la farmacie. Să licărească. Hai în târg să vedem. Ce este acolo? Acolo-i târgul. Trebuie să trecem. Se văd multe luminițe. Ce e asta? Nu știu exact. Ce ar trebui să-i faci lui ăsta? E 1,5 lei un credit, 1,10 lei 2. Da, sunt aparate pentru jucării. Uite asta, clește, că zice că apuși cu clește. Cât e vinul fiert, ia? Cât e vinul fiert? 12, a? La Sibiu și la Brașov era 10 lei. Da. Asta este Târgul de Crăciun din Constanța. Luăm așa la pas, în partea asta și ne întoarcem pe partea aceea. Să vedem ce e pe la căsuțe. Facem poze. Căsuța cu scoverci, vezi? Luciana și-a luat o pleșcăviță, nu? Pleșcăviță este? Pleșcăviță, da. Pleșcăviță, 30 de lei. Da, de acolo am mai filmat o dată. Mănâncă cu Rebecca și cu sfeclă. Mișto. Sfeclă? Dă-te și dă. Mai stă,
3. Ce ai primit? Un pui? Da. Un breloc pui, a? Un breloc? Da, cred că e breloc, nu? Da. Hai. Ia, are tortă dulce aici? Da, uitare. Câte, 5 lăcele-i produsul? Ca la Brașov, vezi? Uite și-o cadele. Wow, ce frumos arată! Aha. E săpul, mami. Astea-s bombele. Asta-i franceză, nu? Da. E cum e bomba. Este săpul. Mami, mie. Cât sunt alea? 10. Vrei? Vezi? Hai să fac poză cu el acolo. Am văzut la rume cu vorbul la niște. Aha. Plătite uriașă. Poză și scrie acolo. Hai să-mi cât costă. Am plecat din târg. Foarte frumos, foarte frumos, da. Frumușel, așa. Ce am remarcat e că sunt puțin mai scumpe ca la Sibiu și ca la Brașov. De exemplu, vină Fiat e 12 lei, la Sibiu și la Brașov era 10 lei. Turta dulce, la fel ca la Brașov, dar nu foarte multă. Și ce am mai remarcat momentan e că nu avem o intrare. Se intră în târg prin mai multe părți. Bine, este un parc, practic, ăsta e parc, amenajat. Dar și la Sibiu tot era piață, adică și tot i-a făcut o intrare. Dar pe total ok. Așa că, oricum noi să mai venim și pe zi și seara. E în oraș la noi, deci o să-l frecventăm. Atât pentru azi. Trebuie să cer acum la mama mea, în seara aceasta, că și-a făcut program. Trebuia să trecem mai devreme, dar am să trecem prin târg să vedem cum e, că a fost cât de cât ok astăzi. Am înghețat mai repede decât la Sibiu, la Sibiu am rezistat mai mult. Da, mai repede decât la Brașov. Și la Brașov a fost fric, da, mă frică la Sibiu a fost la Brașov. Da, Sibiu. Bun, ne ducem acasă și ne vedem mâine. V-am pupat, seară bună! Pa! Pa!